În fiecare an, la data de 3 aprilie, este sărbătorită Ziua Jandarmeriei Române. S-au împlinit 174 de ani de la înființarea armei, ocazie cu care, la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Județean Argeș, s-au organizat și desfășurat manifestări de cinstire a acestei zile. Pe data de 31 martie a avut loc o activitate în centrul municipiului Câmpul Lung, în cadrul căreia jandarmii au arătat copiilor și celor interesați tehnica, echipamentul din dotare și căței cu care aceștia intervin. Astăzi, cu ocazia celebrării a 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, desfășurăm câteva activități de promovare a meseriei de jandarm. De asemenea, prezentăm tehnica din dotare, atât cea auto, cât și materialele specifice de intervenție ale jandarmeriei și interacționăm cu cetățenii dintr-o altă perspectivă decât cea obișnuită din timpul misiunilor. Toți copiii au primit baloane și diplome și au fost încântați de ceea ce au văzut. Astea se numesc rachete, da? Și le folosim să mergem pe zăpadă. Se montează pe bocan și în momentul când mergem în pădure, pe zăpadă, ca să nu ne afundăm în zăpadă, să nu băgăm un picior în zăpadă, să-l scoatem pe celălalt, folosim astea, rachete. Da? Ai înțeles? Uite, aici avem colțari. Ăștia se folosesc la fel de mers până zăpadă și gheață mai ales. Diverse obiecte care le folosim la fel la alpinism. Aici avem niște parazăpezi, adică când e zăpadă le punem pe picior, pe bocan să nu ne udăm. Aici avem niște role care le folosim să coborâm pe coardă. Da? În partea asta o cască de schi, în momentul când mergem pe zăpadă, ochelarii de schi care îi folosim să nu ne supere la ochi când e zăpadă, mănușile, clăparii care se folosesc și se prind pe schi, cam astea ar fi. Vreți să te faci mare și puternic, da? Uite, dacă te întâlnezi cu asta zilnic, să uitați că asta sigur să ajungi mai puternic decât. Încercăm să vedem cum vine. Ai... Bună ziua! Bun! Avem și placă balistică pe spate și placă balistică pe față. Îți mulțumim că ai participat la această activitate a noastră și pe viitor poate te încântă să devii colegul nostru. Felicitări! Pentru că ați ales să veniți astăzi să participați la activitățile organizate de Jandarmeria Argeș cu prilejul împlinirea 174 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, drept recunoștință vă oferim câte o diplomă prietenul jandarmilor argeșeni. Mulțumim! Hai, Maria! Cum te chem? Jeițăru Maria! Așa cum i-am spus și fratele tău și ție, îți mulțumim, Maria, că ai participat astăzi la activitățile noastre. Zi frumoasă! Cu această ocazie a fost prezentată și oferta educațională pentru cei interesați să urmeze o carieră militară în cadrul Jandarmeriei Române.